Vă salut din nou, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la baza de reproducție Extrem Marathon Loft. Pentru astăzi vreau să vă prezint, așa cum v-am învățat, un porumbel cu o super origine, un consanguin pe campion național la Asmaraton. Este vorba de nimeni altul decât de bunicul femelei ce a reușit să ia locul 1 mondial la categoria maraton. Este vorba de femela Queen Madonna a domnului Elisei Iacobuță. Acest puiuț este consanguin pe bunicul Queen Madonna și el campion național la Asmaraton. Este vorba de campionul domnului Bartolomei. Și ca și descriere vă pot spune că este rezultatul încrucișării a doi fiu și fică, a doi porumbei fiu și fică din campion național. Și ei, la rândul lor, au fost reproduși din campionul cu porumbei de top. Cum puteți vedea în pedigriu, cel găsiți pe tomaraton.ro la secțiunea licitații, unde aveți o descriere detaliată a acestui porumb. Eu presupun că este mascul, dar nu vreau să garantez, la fel de bine poate să fie și femelă. Are seria 020-38-49, este o talie medie, o satură foarte, foarte ok. Din ce vedeți, mai are 3 pene de aruncat. Și 100% va ieși un porumbel super frumos, super arătos și cu o super origine. Din ce se vede, nu știu dacă se vede foarte bine, lumina nu permite vreun. Are și un ochi așa de Ian Arden, foarte frumos, și cu siguranță când năpălirea se va încheia, va rezulta un porumbel excepțional de frumos. V-am spus, și la corp arată super, super bine. Și să nu mai vorbim și de origine. Porumbelul găsiți pe tomaraton.ro la secțiunea licitații. Puteți găsi linkul în descrierea materialului video sau în comentarii. Dar pentru care nu reușiți să intrați direct din link, puteți să accesați tomaraton.ro, secțiunea licitații. Eu vă salut și toate cele bune!